Și bine ați venit pe canalul Vegan de România. Astăzi vă voi arăta o rețetă super simplă și super delicioasă, super delicioasă de paste. Durează cam 10-15 minute maxim să faceți această rețetă. Este delicioasă, vă promit. Într-o tigaie adăugați 2 linguri de ulei de măsline. Peste adăugați o ceapă roșie tocată, mică. Cât ceapa se călește, puneți la fiert apă cu sare pentru paste. După ce ceapa s-a călit, adăugați 300 de grame de roșii cherry și un ardei iute roșu sau mai puțin dacă nu vă place picant sau chiar deloc. Lăsați la călit totul cam 3-4 minute. După, adăugați ustroiul pisat, cam 4 căței, zeama de la o lămâie și 2 linguri de capere. Eu le folosesc pe cele din Cora, brandul propriu. Sunt cele mai ok ca preț. Amestecați și lăsați la foc mediu pentru 5 minute. Când apa începe să crocotească, puneți pastele, cam 100 de grame de persoană. Eu le-am folosit pe cele de la Barilla Spaghettoni. Când sosul este gata, opriți focul și adăugați o jumătate de legătură de pătrunjel și o legătură de leuștean tocate în sos, amestecați. Din nefericire am uitat să vă arăt partea când am uitat să filmez, de fapt, partea când adaug ierburile. Când pastele sunt gata, adăugați-le peste sos și amestecați. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să-i dați un like, un subscribe aici și un share ca să vadă și alții să mai vină pe aici, să mai vadă ce se întâmplă pe canalul meu. Mulțumesc mult de vizionare, ne vedem săptămâna viitoare!